Bună dimineața și bine v-am regăsit la Teleșcoală. Numele meu este Negri Costin și astăzi vom discuta despre ecuația de gradul al doilea. Așadar, să începem. Avem un teren de formă dreptunghiulară cu suprafața de 28 de metri pătrați, iar perimetrul de 22 de metri. Și să vedem soluția. Notăm dimensiunile dreptunghiului cu X și Y, atunci exprimarea perimetrului dreptunghiului în funcție de X și Y ne va conduce la următoarea relație, și anume 2x plus 2y este 22. Y va fi 11 minus x. Știm că area dreptunghiului este 28 de metri pătrați, îl înlocuim pe y în formula pentru arie și obținem x pe lângă 11 minus x este 28. Ecuația asta este echivalentă cu x pătrat minus 11x plus 28 egal cu 0. Rezolvarea problemei ne-a condus la o ecuație de gradul al doilea cu o necunoscută, ecuație de forma ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, unde necunoscuta x este un număr real, iar a, b și c sunt și ele numere reale, cu condiția ca să fie nenul, să fie diferit de 0. Numărul real x0 se numește soluția ecuației 1 dacă ax0 la puterea a doua plus bx0 plus c este egal 0. Cu alte cuvinte, spunem că x0 verifică ecuația 1. O soluție a ecuației x pătrat minus 11x plus 28 este egal cu 0 este 4. 4 la puterea a doua minus 11 ori 4 plus 28 egal cu 0. O altă soluție a ecuației este 7. Haideți să vedem. 7 la a doua minus 11 ori 7 plus 28 este egal cu 0, dar, sigur, ecuația, spunem că nu admite ca soluție pe 2. Pentru că 2 la a doua minus 11 ori 2 plus 28 va face 4 minus 22 plus 28, adică va fi egal cu 10. Or, 10, evident, este diferit de 0. A rezolva o ecuație de forma 1, de forma amintită mai devreme, presupune determinarea mulțimii soluțiilor. Mulțimea soluțiilor pe care vom vedea o notăm cu S mare. În general, această mulțime a soluțiilor este formată din două elemente, un element sau este egală cu mulțimea vidă. Și ajungem la cazurile particulare, atunci când coeficientul C este egal cu 0. Ei bine, dacă C este egal cu 0, ajungem la o formă mai simplă, o formă particulară. Ax pătrat plus bx este egal cu 0, iar au este diferit de 0. Pe aceasta putem scrie sub forma de produs, putem descompune ax pătrat plus bx ca fiind x pe lângă ax plus b. Produsul dintre x și celălalt număr, adică ax plus b, este egal cu 0. Unul din cele două trebuie să fie 0. Avem odată soluția x egal cu 0 sau obținem o ecuație de gradul 1 pe care știm cu siguranță să o rezolvăm, și anume ax plus b este 0, care ne conduce la cea de-a doua soluție, și anume x este egal cu minus b pe a. Sigur că vom înțelege mai bine acum dacă avem câteva exemple și să vedem un exemplu în cazul acesta particular. Ecuația minus 3x pătrat plus 4x este egal cu 0. O descompunem și obținem x pe lângă minus 3x plus 4. Ei bine, aceasta este egală cu 0, cum spuneam. Dacă x-ul este 0 sau dacă paranteza noastră, și anume minus 3x plus 4 este 0. Rezolvăm ecuația de gradul 1 minus 3x plus 4 egal cu 0, obținem cea de-a doua soluție, și anume x egal cu 4 pe 3. Așadar, am identificat două soluții, și anume prima soluție 0, cea de-a doua 4 pe 3. Mulțimea soluțiilor este formată din 0 și 4 pe 3. Haideți să mergem mai departe și ajungem la un alt caz particular, și anume atunci când p mic este egal cu 0. Scriem forma particulară obținută, vom rămâne doar cu ax pătrat plus c este egal cu 0, cu a diferit de 0, evident. E foarte important să reținem acest lucru. Și, în primă fază, să vedem câteva exemple. Un prim exemplu, minus 2x pătrat plus 8 este egal cu 0. E bine, aceasta va fi echivalentă cu
minus 2x pătrat este egal cu minus 8, prin împărțirea cu minus 2 obținem, e bine, și aici am ajuns la forma aceasta, la ecuația asta echivalentă, prin scăderea cu 8, prin împărțirea cu minus 2 obținem x pătrat egal cu 4. Ei bine, acest x pătrat egal cu 4 este echivalent cu modul de x egal cu 2. Haideți să vedem de ce. Și anume, dacă x pătrat este egal cu 4, acest lucru este echivalent cu radical din x pătrat egal cu radical din 4. Ori, radical din x pătrat, știm bine că nu este egal cu x, ci va fi egal cu modul de x. E foarte important să ținem minte acest lucru. Da? Ei bine, iată-ne ajunși în acest moment la modul de x egal cu 2. Ori dacă modulul unui număr este 2, atunci numărul poate fi minus 2 sau 2. Așadar, mulțimea soluțiilor S mare, în cazul de față, este formată din minus 2 și 2. Dar putem să avem un alt exemplu, și anume x pătrat plus 7 este egal cu 0. Treaba asta va fi echivalentă cu x pătrat este egal cu minus 7, ori membrul stâng al egalității avem un pătrat. Știm bine că pătratul unui număr real, oricare ar fi acel număr real, rămâne mai mare sau egal cu 0, ori în stânga avem un număr negativ. Deci vom spune și insistăm asupra expresiei acestei. Vom spune că ecuația nu are soluții în mulțimea numerelor reale. De la ecuația x pătrat plus c egal cu 0, vom proceda la fel ca în exemplele de mai sus. Obținem ax pătrat este egal cu minus c, da? Prin, aici vom face scădere, scădem c din ambii membrii ai egalității, iar aici împărțim cu a. Putem împărți fără nicio grijă, pentru că vă readuc aminte, a-ul este nenul. X pătrat este egal cu minus c pe a. Și atunci va trebui să facem următoarea discuție. Dacă minus c pe a este mai mic ca 0, și aici avem exemplu b mic de aici, dacă minus c pe a va fi mai mic ca 0, atunci spunem că ecuația nu are soluții în mulțimea numerelor reale. Ori dacă minus c pe a va fi pozitiv, va fi mai mare sau egal cu 0, atunci ecuația are soluțiile x1 egal cu minus radical din minus c pe a și x2 este egal cu radical din minus c pe a. Deci plus, minus. În un caz particular, în momentul în care minus c pe a va fi exact 0, în acel moment avem soluția x egal cu 0. E cazul banal. Mergem mai departe la rezolvarea ecuației de forma ax pătrat plus bx plus c este egal cu 0 prin descompunere în factori. Putem să rezolvăm o astfel de ecuație dacă descompunem expresia ax pătrat plus bx plus c în produs de factori, de forma a0x plus b0. Haideți să vedem un exemplu pentru a înțelege mai bine ce am vrut să spun. Și anume, se dă o ecuație, 2x pătrat plus 13x plus 6 este egal cu 0, o vom descompune ca fiind 2x plus 1 pe lângă x plus 6. Produsul acesta este egal cu 0, așadar, iată-ne, am ajuns la 2x plus 1 este egal cu 0 sau x plus 6 este egal cu 0. Deci, ecuația are mulțimea soluțiilor formată din soluția obținută prin rezolvarea acesteia, și anume, de la 2x plus 1 egal cu 0 am ajuns la ecuația echivalentă 2x egal cu minus 1, și prin împărțire obținem x egal cu minus 1 pe 2. Ori la cealaltă se vede foarte simplu, x-ul va fi egal cu minus 6. Să vedem un alt exemplu de ecuație de forma ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, și anume 4x pătrat minus 4x plus 1 este egal cu 0. Aici propun o altfel de metodă, să zicem așa. Dăm factorul comun forțat pe 4 și obținem 4 pe lângă x pătrat minus x plus 1 pe 4, doar că pe 1 îl vom scrie printr-un artificiu de calcul ca 2
înmulțit cu 1 pe 2. Bine, ăsta tot 1 face, da? X pătrat minus x plus 1 pe 4 îl putem descompune ca fiind x minus 1 pe 2, totul la puterea a doua. Acest produs este egal cu 0, ori x minus 1 pe 2 totul la a doua fiind egal cu 0, ne conduce la o soluție și anume soluția este egală cu 1 pe 2. Deci dacă pătratul este 0, atunci și numărul este 0 și atunci x-ul este 1 pe 2. Și ajungem la un exercițiu în care de fapt și de drept ne obișnuim cu ideea de a identifica coeficienții unei ecuații de forma x pătrat plus bx plus c egal cu 0. În prima fază avem x pătrat plus 2x plus 6 este egal cu 0. Coeficientul amic, coeficientul x pătrat va fi 1, elementul neutru pentru mulțire, nu apare. În cazul 2x, b-ul va fi 2, iar c-ul este 6. 4x pătrat minus 8 este egal cu 0, coeficientul amic va fi, evident, cel care îl însoțește pe x pătrat, anume 4. Observăm că nu apare x, ori dacă x-ul nu apare, înseamnă că b-ul coeficientului x este 0. Asta a făcut ca x-ul să dispară în mulțirea cu 0. Iar c-ul, vedeți că în forma noastră avem plus c, ori aici termenul liber este minus 8, deci c-ul meu va fi minus 8. La următoarea avem minus x pătrat, ori asta înseamnă că coeficientul lui x pătrat amic este minus 1, mulțirea cu minus 1 a făcut să-mi apară minus x pătrat. B-ul coeficientului x este, și luăm cu tot cu semn, minus 15, iar ca termen liber nu avem pe nimeni, deci c-ul este 0. Iar în următoarele două ni se dau coeficienții și trebuie să scriem noi ecuația. Așadar, dacă a-ul este 1, vom scrie x pătrat. Dacă b-ul este 5, vom scrie 5x, iar c-ul minus 8 plus minus 8 va face minus 8, scriem direct. Iar la e mic vom avea x pătrat va fi înmulțit cu minus 2, deci va fi minus 2x pătrat. B-ul este 0, deci nu mi-apare x-ul, iar termenul liber este și el 0, c-ul este 0. Așadar, obținem minus 2x pătrat este egal cu 0. Avem de rezolvat următoarele ecuații și prima ecuație este 2x pătrat minus 5x este egal cu 0. Descompunem expresia, descompunem 2x pătrat minus 5x și obținem x pe lângă 2x minus 5. Ori x pe lângă 2x minus 5 este egal cu 0, ne conduce odată la soluția x egal cu 0 sau această paranteză trebuie să fie 0, implică faptul că 2x minus 5 este egal cu 0, adunăm un 5, obținem 2x este egal cu 5 și prin împărțirea cu 2 am ajuns la x egal cu 5 pe 2. Mulțimea soluțiilor este formată din 0 și 5 pe 2. Mergem la o altă ecuație, 2x plus 6 totul la pătrat minus 4 este egal cu 0. Pentru această ecuație propunem două variante de rezolvare. Haideți să o vedem pe prima. Și anume, observăm că 2x plus 6 totul la pătrat și 4 sunt două pătrate, avem diferență de pătrate, putem să rescriem această diferență de pătrate ca produsul dintre suma lor și diferența acestora, deci vom avea 2x plus 6 totul plus 2 și 2x plus 6 minus 2 este egal cu 0. Ori printr-un calcul simplu obținem 2x plus 8 pe lângă 2x plus 4 este egal cu 0. Ori asta înseamnă că 2x plus 8 este 0, de unde obținem soluția x egal cu minus 4, sau 2x plus 4 este egal cu 0, de unde obținem
x este egal cu minus 2. Deci, ecuația are două soluții. X1 obținut minus 4 și minus 2. Mergem mai departe. Pentru a doua variantă, vom aduna 4. Obținem o ecuație echivalentă. 2x plus 6, totul la a doua, este egal cu 4. Așadar, radical din acest pătrat, din pătratul 2x plus 6, este egal cu radical din 4, de unde obținem modul de 2x plus 6 este egal cu radical din 4, adică 2x plus 6 va fi ori 2 ori minus 2. Dacă 2x plus 6 este 2, obținem la fel ca mai devreme, 2x egal cu minus 8, adică acest 2x minus 8 ne va conduce la soluția x1 egal cu minus 4, sau obținem 2x egal cu minus 4, ceea ce ne conduce la soluția minus 2. Observăm, avem aceleași soluții, evident, rezolvăm aceeași ecuație prin două variante diferite. Ajungem la ce mic, ecuația minus x minus 1 la a doua minus 5 egal cu 0. Asta ne conduce la o ecuație echivalentă, și anume x minus 1 la pătrat este egal cu minus 5. Pătratul nu poate fi negativ, deci ecuația nu are soluție neagră. La d mic, un alt exemplu foarte asemănător cu c, diferă un semn. Da? Aici aveam minus 5, la d mic avem plus 5. Această ecuație va fi echivalentă cu x minus 1 la pătrat egal cu 5. Și procedăm la fel ca mai devreme. Vom avea radical din pătrat x minus 1 totul la a doua este egal cu radical din 5, ori asta ne conduce, da, la modul de x minus 1 este egal cu radical din 5, înseamnă că x minus 1 poate fi radical din 5 sau minus radical din 5. Dacă x minus 1 este radical din 5, obținem soluția x1 egal cu radical din 5 plus 1, iar dacă x minus 1 este minus radical din 5, obținem x2 este egal cu minus radical din 5 plus 1. Acum propunem următoarea problemă. Determinați lungimea unui dreptunghi, știind că lățimea dreptunghiului este de 4 ori mai mică decât lungimea și area dreptunghiului este 72 de centimetri pătrați. L mare, notăm lungimea dreptunghiului, iar L mic, cu L mic notăm lățimea dreptunghiului. Conform problemei, avem relația dintre lungime și lățime. Lungimea e de 4 ori mai mare decât lățimea. Știm formula pentru area dreptunghiului, L mic ori L mare, lungime ori lățime. Ea este 72 de centimetri pătrați. Înlocuim, obținem 4L mic ori L mic este egal cu 72. Cu alte cuvinte, prin împărțirea acestei ecuații cu 4, obținem L mic la puterea a doua, L mic pătrat este egal cu 72 împărțit la 4, 18. În mod normal, obținem două soluții. Obținem radical din 18 și minus radical din 18, dar suntem, în acest caz, L mic este o distanță, este lățimea dreptunghiului, da? Este distanța între A și D sau B și C, ori ea trebuie să fie un număr pozitiv. Deci L mic mai mare ca 0 ne conduce la soluția L mic egal cu radical din 18, adică scoatem și obținem 3 radical din 2. Așadar, L mare va fi prin calcul 4 înmulțit cu L mic, adică 4 ori 3 radical din 2. Facem înmulțirea 12 radical din 2 centimetri. Și ajungem la următoarele ecuații date și încercăm să rezolvăm d mic. Așadar, avem minus x pătrat minus 7x minus 12 este egal cu 0. Observăm că toți coeficienții sunt negativi și atunci putem să dăm factor comun pe minus 1, obținem minus 1 pe lângă x pătrat plus 7x plus 12, lucrăm mai ușor.
Ei bine, minus 1 mulțit cu x pătrat plus 7x plus 12 egal cu 0 ne conduce, este echivalent cu a spune că x pătrat plus 7x plus 12 este 0. Haideți să ne uităm puțin la divizorii lui 12. Ei bine, 12 este, se divide cu 4 și cu 3. Observăm că și 7 se scrie ca 4 plus 3. Putem să descompunem această ecuație. X pătrat plus 7x plus 12 ca fiind x plus 4 pe lângă x plus 3. Acest produs de două paranteze este egal cu 0. Ceea ce ne conduce la faptul că x plus 4 este 0 sau x plus 3 este 0. Se văd foarte ușor soluțiile pentru fiecare din cele două ecuații. X plus 4 ne conduce la x egal cu minus 4. Acesta, să zicem, este x1. Sau x plus 3 este egal cu 0 ne conduce la x2 este minus 3. Mulțimea soluțiilor este formată din elementele minus 4, minus 3. Celelalte trei ecuații rămân spre rezolvare pentru săptămâna viitoare. Vă doresc succes și ne vedem săptămâna viitoare. O zi bună! Unora le place numai ce înțeleg, alții înțeleg numai ce le place. Este afirmația poetului, filozofului și diplomatului român Lucian Blaga. Eu sper că înțelegeți lecțiile noastre. Dacă vreți să le luați cursurile, acestea vă stau la dispoziție pe pagina de Facebook Teleșcoala TVR, dar și pe canalul de YouTube al Televiziunii Române. Ne revedem săptămâna viitoare, luni, tot aici, pe TVR2. După amiază, de la ora 15, avem lecții pentru elevii de liceu. Rămâneți sănătoși și să aveți o zi frumoasă în continuare!